Peste 9900 de dascăle au susținut proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2014. În județul Dâmbovița, 250 de candidați au fost validați, dar la examen s-au prezentat numai 237. Aproape 40 de dascăli s-au speriat de examen și au absentat, ori s-au retras pentru că nu au știut să rezolve subiectele. S-a înregistrat și un incident neplăcut. Un dascăl din Dâmbovița a fost eliminat din sala de examen pentru tentativă de fraudă. Cel care visează să ajungă la catedră și să le dea lecții elevilor a fost prins când încerca să copieze folosindu-se de un telefon mobil și un dispozitiv hands-free. Cele mai căutate discipline sunt în acest an cele de educație fizică, învățător și educatoare. Rezultatele vor fi afișate pe 19 iulie, iar până pe 23 iulie vor fi înregistrate și soluționate contestațiile. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 iulie. Anul trecut, Ministerul Educației Naționale a decis să crească nota minimă de promovare examenului național de definitivat de la 7 la 8.